astăzi, una din realizările cele mai importante ale integrării europene este pusă sub semnul întrebării. Este vorba despre modelul social european. Esența acestui model social european a fost un echilibru dinamic între libertate, justiție și solidaritate. Acest model a permis europenilor să se bucure de condițiile cele mai umane de viață. Și din acest motiv, mulți cetățeni ai altor țări își doresc să vină în Europa, să trăiască în Europa și asta cu prețul unor eforturi extrem de mari. Clasa politică este incorrectă în toată Europa, de la căderea comunismului, de 20 de ani. Atunci, până atunci a fost nevoie să inventeze statul social, aproape statul asistențial, aș spune. Pentru că trebuia contrabalansată ideologia comunistă în care statul dădea fiecărui om ce-i trebuie. Dar oamenii politici europeni n-au știut când să se oprească și au îndatorat statele